Să trăiți. Extraordinar! În momentul în care am produs acest taxi, am simțit doar un fior de ortodoxie, un fior de românitate. Să trăiți, maestre. Să fiți. Maestre Puric, unde vreți să mergeți? Nicăieri! Păi, și atunci de ce v-ați urcat în taxiul? Vreau să fac urmea ta o cursă filozofică. Să plecăm de niciunde și să mergem nicăieri. De drum. Maestre Puric, păi nu plecăm de niciunde. Noi plecăm de aici. Extraordinar. În momentul în care ai spus chestia asta, am simțit toată o iluminare de spiritualitate. Spunea la un moment dat, în genialitate, în imensitatea gândirii lui, Marele Noica. Iluminarea vine de la oameni simpli, oameni ca dumneata. Între ele, plecând de aici, dar mergem nicăieri. Da, să știți că eu pun aparatul, domnul Dan. Unde-i voi? Nu, în sensul că îl pornesc. Pornește. Colegul 73 mai este la lujorului? Colegul, plec în cursă cu maestru Dan Puric. Unde? Nicăieri. E o cursă filozofică. De drum. Maestru Puric, aveți un traseu preferat? Pentru că eu nicăieri n-am mai fost. Ca să ajungi nicăieri, trebuie să urăm pe oriunde. De ce? Ca să evităm aglomerația. Extraordinar. Maestre Puric, ați mai fost vreodată nicăieri? Extraordinar. În momentul în care mi-a adresat întrebarea asta, am simțit doar o străfulgere de gând. Vreau să oprim undeva. Unde? Oriunde. E oprire metafizică. Păi, oprim aici, că e și bancă. Extraordinar. În momentul în care oprim la bancă, am simțit al doua străfulgere și al doilea gând. Vreau să intru la bancă. Cu ce treabă? Nici o treabă. E oprire metafizică. Așteptăm aici. Maestre Puric, cât? Oricât. Eu mă ocup de credit de investiții. Extraordinar. Așa, doriți un credit? Extraordinar. În momentul în care ai pronunțat credit, dintr-o dată am fost surprins de un sentiment de reală, de profundă românitate. Da, vreau credit. Perfect, perfect, domnul Puric. Bun. Deci, în ce doriți să investiți? Ce doriți să faceți cu creditul? Nimic. Stați puțin, cum adică nu doriți să faceți nimic? Absolut. Este un credit filozofic. Nu, nu, domnul Puric, îmi pare rău, este un credit de investiții, nu filozofic. Deci trebuie să investiți în ceva, trebuie să faceți ceva cu el. Stop! În momentul în care ai spus de investiții, dintr-o dată am fost picurat de un sentiment de românitate. Da. M-a picurat cu esență de dumnezeire. Investesc. Perfect, perfect. În ce investiți? Într-un monument. Într-un monument? Ce fel de monument? Un monument de românitate. Am înțeles, bun. Deci, și cum va arăta? Cum va arăta monumentul? Monumental. Pare rău, nu asta v-am întrebat. Eu să-l sunt. Am înțeles. Și unde va fi amplasat? Pe pământul nostru sigur. Scăldit de sânge eroilor noștri pentru românitate. Da, înțeleg, dar puteți să-mi spuneți mai precis exact locul unde va fi? La universitate. A, bun, la universitate, da. E foarte bine, da, la universitate, da. Aveți teren, da? Nu, dar am ambiții. Stai, am înțeles. O secundă, domnul Puric. Creditul de investiții,
Trebuie să-l investiți în ceva ca să producă ceva, ca noi să ne putem recupera creditul și dobânda pe care o să vă punem. Da. Deci monumentul dumneavoastră, monumentul, ce va produce? Un sentiment de rumenitate. Da, nu, văd că nu ne înțelegem. Domnul Puric, o secundă, dacă sunteți atenți. Domnul Puric, ideea este că trebuie să constituie acest credit, trebuie să constituie o afacere, cum ar fi o micro-întreprindere, un FFA, un magazin, de exemplu. Excelent! În momentul în care pronunțe magazin, da, dintr-o dată, cum spunea Romela, în genialitatea lui, în imensitatea gândirii lui, mare lume de cultură. Care? Care sunt eu. Iluminarea vine de la oameni simpli. Fac un magazin. Bun, perfect, așa da, bun. Ce fel de magazin? Un magazin filozofic. Magazin filozofic? Da, da, interesant. Și ce veți vinde? Nimic. Păi și atunci clienții ce cumpără? Nimic. Să spunem, și atunci de ce să intre clienții în magazin dacă nu... Păi nu intră. Ce fel de magazin e ăsta, domnul Puric? Adică nu... Un magazin filozofic. Nu, cer scuze, dar chiar îmi pare rău. Nu, nu, în aceste condiții nu vă pot acorda creditul. Îmi cer scuze. Extraordinar, gând la gând, nici nu voiam. Stai spune, cum adică nu vreați credit? Și atunci de ce ați mai venit la bancă, domnul Puric? Am venit metafizic, fără sens. Domnul Dan, las-o dracu, domnule, mergem de 6 ore, spuneți-mi unde vă las. Nicăi. Domnule, opresc aici. Uite, bun, 860 de roni. Ce anume? Domnule, cursă! Domnule, ai bani? Esența noastră nu ține de material, ține de spiritualitate, de românitate. Dom'le, lasă-mă, dracu, caut un polițist, fii atent. Mai bine caută un sfânt părinte, sfânt cerit. Bine. O să vezi. Cu minte, șezi. 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 Stați așa. Deci, dumnealui nu vrea să vă plătească cursa. Exact. De unde l-ați luat? De la Lujerului. Exact. Și unde l-ați dus? Nicăieri. Și am oprit și oriunde. Păi și atunci de ce să vă mai plătească cursa dacă nu l-ați dus nicăieri? Păi l-am dus. Unde, domne? Nicăieri. Mașina mea, domne, a urcat în mașină și a plecat cu ea. Unde, domne? Poate nicăieri. Păi și atunci de ce am mai furat-o? E un furt metafizic. Esențe de românitate.